Pentru că ieri am avut o pastilă pentru colegii mei, astăzi o să ofer o pastiluță dragilor noștri pacienți. Dragi pacienți, deși lucrăm pe programări pe care încercăm să le respectăm, totuși nu suntem mersul trenurilor. Dragă pacientule, dacă vii la 10:20 și mi-arezi ceasul că ne-am întârziat cu 5 minute față de ora ta de programare, o să te rog înainte de toate să te gândești că poate în cabinet pacientul care avea programare la ora 10 tocmai ce a aflat că are cancer și plânge încercând să afle toate detaliile cu privire la modul în care viața ei se va schimba din acel moment. Sau poate avem un bunicuț care se mișcă în cârjă și căruia ia mai mult de 10 minute să ajungă la pat pentru a fi consultat. Cum ar trebui să procedăm în astfel de situații? Să îl anunțăm pe pacientul cu cancer că după 15 minute i-a expirat timpul sau să-l îmbrâncim pe bunicuț afară pentru că suntem în întârziere și dumneata, dragă pacientule, te-ai enervat? Te asigurăm, dragă pacientule, programat la 10 și 15 fix, că și problemele tale le vom rezolva în aceeași măsură ca și celorlalți, fără să te îmbrâncim afară și ascultându-te fără să-ți întrerupem expunerea. Te rugăm doar să ai puțin respect și puțină îngăduință, nu față de noi, față de ceilalți pacienți care și ei vin la cabinet tot pentru că sunt bolnavi și nu pentru a socializa într-un spațiu în care pot să se contamineze și cu alte boli.